bine ne-am regăsit. A început un nou an școlar. Am văzut foarte mare aglomerație în Târgu Jiu. Pe lângă aglomerația din trafic, am văzut aglomerație foarte mare și la școli. Este de înțeles pentru că a fost prima zi de școală și pentru cei mai mici dintre școlari și preșcolari. Bineînțeles, părinții trebuia să-i însoțească. Am văzut la una din școlile de centru, la Ștefulescu, o mare de oameni, parcă curgea din curtea școlii spre intrare acea mulțime. Și a început aglomerația încă de dimineață de la florării. Da, a fost aglomerație, pentru că așa este de fiecare dată când începe anul școlar. E bine că încă avem interesul acesta foarte mare pentru învățământ, dar despre învățământ, despre ce modificări apar de anul acesta, despre ce se întâmplă și în Târgu Jiu, dar și în județ, la unitățile școlare și preșcolare, o să discutăm cu șeful Inspectoratului Școlar Județean, Gorj Mihai Strate. Mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur că am reușit să dau curs invitație, având în vedere că ați fost foarte aglomerat. V-am și întâlnit prin câteva din unitățile școlare. Da, mă bucur și că am reușit să particip personal la 5 unități de învățământ reprezentative la nivelul municipiului Târgu Jiu la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Și nu le-am ales întâmplător, așa cum și spuneam, am ținut să fiu prezent acolo unde performanța este la ea acasă și unde au dovedit prin rezultatele obținute de elevii școlilor respective și în anul precedent, dar și în ceilalți ani, că sunt unități de învățământ de prestigiu. Cu părere de rău, n-am putut să particip la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu. Mi-aș fi dorit acest lucru, pentru că fiica mea a mers în prima zi de școală acolo, dar știți că sunt relocați și atunci nu s-a mai organizat, neavând din lipsă de spațiu, neavând posibilitatea să organizeze o ceremonie de deschidere, și la fel și la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, dar promit că în anul școlar următor, indiferent dacă voi mai ocupa sau nu această funcție, voi fi prezent în calitate de părinte. Da. De anul acesta sunt și niște modificări pe care legea le prevede. Discutăm și despre ele. Însă, spuneți-mi, vă rog, pentru că știu, sunt școli la care nu s-a putut relua cursurile și elevii au fost relocați, trebuie să învețe la alte unități, în alte clădiri, pentru că sunt acele lucrări, unele dintre ele necesare, pentru că știm, au mai trecut și niște cutremure peste respectivele imobile, sunt vechi multe dintre ele și se impunea să se facă și niște renovări, niște modernizări, dar și reabilitări. Și am văzut că acele unități care sunt reabilitate arată foarte bine. Am fost astăzi uimită de una dintre școlile din Târgu Jiu și am mai fost plăcut surprinsă de măsura pe care au pus-o cei de la Ștefulescu, de la școala Ștefulescu de aici din centru, cu uniformele. Adică este, am spus-o și în emisiunea colegii mele, Mihaela Horvat, este un pas așa spre normalitate, spre normalizare, pentru că este bine să nu se vadă nicio diferență între copii atunci când merg la școală, să nu se simtă unul mai prost, altul mai puțin prost, că este îmbrăcat nu știu cu ce. Sunt întru totul de acord acum, dacă e să discutăm despre ultima remarca noastră vis-a-vis de introducerea sau reintroducerea uniformelor școlare. Iată că a trebuit să treacă mai bine de 35 de ani aproape de la eliminarea acestei obligativități. Ne aducem aminte că am prins și noi... A fost tabu la un moment dat, atunci după Revoluție. Da, asta zic, că să vedeți că durează până se pot schimba percepțiile vis-a-vis de un aspect ce ține de fenomenul educațional. Eu am considerat de mult și inclusiv în perioada cât am fost director de unitate de învățământ, chiar dacă nu îi spuneam uniformă, pentru că tot la fel ne feream de acest termen, regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar ne dădea posibilitatea, prin regulamentul de ordine interioară, să aprobăm în Consiliul de Administrație al școlii, bineînțeles cu acordul Comitetului de Părinți și al elevilor,
o anumită ținută decentă, așa cum era prevăzută și este prevăzută în continuare de lege. Și puteai să specifici o anumită ținută, o anumită culoare, chiar să poți să aplici blazonul școlii sau sigla instituției de învățământ. Iată că mă bucur din ce în ce mai multe unități de învățământ, și nu e vorba doar de Ștefulescu, sunt și alte școli gimnaziale, atât din municipiu cât și din județ, care au instituit prin regulamentul de ordine internă obligativitatea purtării unei uniforme, unei ținute adecvate, care până la urmă am văzut că îi fac mândri și pe cei care o poartă și pe părinților. Și eu recunosc că am băiatul la școala gimnazială Sfântul Nicolae și am avut și fata acolo și e mult mai practic și mult mai ușor și, așa cum spunea și dumneavoastră, elimină oarecare discrepanță între elevi și încercăm să asigurăm echitatea și desegregarea asta și prin această măsură a uniformizării ținutei școlare. Și este până la urmă, cum spuneam, un motiv de bucurie și de mândrie și pentru elevii unei anumite instituții de învățământ, cu atât mai mult cu cât este prestigiul este mai mare, de apartenență, de apartenență la un colectiv performant. Așa cum spunea și dumneavoastră, sunt câteva probleme cu care ne confruntăm atât noi în județul Gorj, dar în general la nivel național, probleme în ghilimele în ceea ce privește relocarea sau schimbarea programului elevilor anumitor unități de învățământ care trec prin transformări radicale de esență în ceea ce privește infrastructura, reabilitări ale clădirilor, instituțiilor de învățământ. Eu zic că până la urmă este un lucru bun, mereu am văzut jumătatea plină a paharului și faptul că la nivel național sunt peste 950 de școli care sunt în momentul la care facem vorbire, sunt în procese de reabilitare și atunci elevii normal că au fost relocați în alte spații de învățământ, spații pentru care se ia avizele de la DSP, de la ISU, care sunt conforme cerințelor minimale de desfășurare a cursurilor pe o perioadă limitată de timp până când lucrările vor fi finalizate. Avem și noi la nivelul județului Gorj 12 astfel de unități școlare, dintre care 3 sunt în municipiul Târgu Jiu, 2 sunt cunoscute de toată lumea la Colegiul Național Ecaterina Teodorescu și Tudor Vladimirescu. Și mai avem grădinița cu program prelungit vis de copil, unde am reușit și mulțumită primăriei municipiului Târgu Jiu, o colaborare foarte bună pe care o avem și am menționat și astăzi în discursurile publice pe care le-am avut la festivitățile de ceremonie și nu doar așa de curtoazie aprecierile pe care le avem noi, inspectoratul școlar, vis-a-vis de colaborarea în general cu toate autoritățile publice locale din județ, dar în special în mod evident în municipiul Târgu Jiu, unde se derulează la ora actuală cele mai multe investiții în domeniul școlar. Foarte multe accesate pe PNRR, foarte multe și din fonduri proprii, sunt și alte finanțări, fie că vorbim de CNI, fonduri proprii locale, ale autorităților locale, ale municipiului Târgu Jiu vorbim. Noi, din păcate, în județ avem astfel de situații? Sunt foarte multe. Deci vă spuneam că din cele 12, doar 3 sunt în municipiul Târgu Jiu, 9 sunt în județ. Sunt doar 12 instituții de învățământ care își relocă activitatea în alte spații de învățământ. Să știți că lucrări de reabilitare sau modernizare au avut loc în mult mai multe școli. Dacă e să vorbim de dotarea instituțiilor de învățământ, aproape fiecare UAT a aplicat pe componentele specifice educației prin Programul Național de Redresare și Reziliență cu privire la reînnoirea mobilierului, la dotarea cu material didactic ITNC de ultimă generație. Aproape fiecare școală deja s-au implementat aceste proiecte, iar în altele sunt în curs de implementare, adică achiziția și urmează să fie dotate pe parcursul anului școlar. Cred că se vor finaliza toate contractele semnate la nivelul județului Gorj și la nivel național. Aduceți-vă aminte că bugetul alocat pentru cele două componente pe PNRR a fost de aproximativ 1 miliard de euro, bani care intră efectiv în școlile din România. Așa cum spuneam, autoritățile locale au reușit în unele comunități din județul nostru să aplice și pe programul Companiei Naționale de Investiții. Vedeți aici sălile de sport care s-au construit de la zero în județul Gorj. Mai sunt de asemenea și lucrări care încă nu s-au finalizat de pe fostul Program Național de Dezvoltare Locală 1 și 2, care
și ele au contribuit la dezvoltarea infrastructurii școlare, ca să nu mai vorbim că aproape fiecare edil al oricărei localități din județ și nu numai, a încercat să investească și să ridice nivelul clădirile. De dotare al unităților de învățământ, știindu-se faptul că, până la urmă, toți o recunoaștem. Mă bucur că, iată, acum se pune și în practică faptul că educația este o prioritate națională. Dar sunt într-adevăr și probleme și unele nu țin de autoritățile locale. Știu că la Bălănești, nu știu dacă s-a rezolvat problema de acolo, mai durează... s-au alocat bani, se obținuse o finanțare destul de mare pentru sală de sport, dar constructorul a dat bir cu fugiții. S-au mai întâmplat astfel de cazuri, nu e vina autorităților locale. Trebuia să se rezilieze contractul, să se reia licitația și așa mai departe. Da, e foarte greu în momentul în care ai ghinionul, ca să zic așa, de a trebui să colaborezi cu astfel de firme, astfel de operatori economici care nu respectă termenii contractuali. E destul de delicat să reziliezi contractul, nu e imposibil, dar termenele sunt destul de lungi. Și atunci singurii care au de pierdut sunt principalii beneficiari, în cazul nostru elevii, pentru că de fapt tot ceea ce facem și dezideratul nostru comun al tuturor, fie că vorbim de profesori, directori, inspectorat școlar sau de administrație publică locală, este acela de a asigura cele mai bune condiții posibile pentru elevii noștri. Și slavă Domnului, vă spun acum ca un fiind cunoscător al condițiilor de învățare și a elevilor din alte țări, cu care mereu ne comparăm, din Uniunea Europeană și nu numai, eu zic că am cam depășit de mult multe sisteme de învățământ din punct de vedere al dotărilor și al spațiilor adecvate pentru sistemul de învățământ. Iată că nu mai avem învățământ în trei schimburi în județul Gorj de foarte multă vreme. La nivel național mai sunt 19 instituții de învățământ care au obligativitatea ca până la sfârșitul anului 2024 să găsească o soluție de a trece la maxim două schimburi, pentru că e clar că dăunează calității procesului de învățământ. De asemenea, sunt foarte puține școli în care ora de curs este micșorată, pauza fiind afectată. Și noi încercăm, așa cum vă spuneam, să facem tot posibilul și avem și satisfacția că ne dăm seama după numărul de sesizări sau nemulțumiri pe care le înregistrăm și suntem obișnuiți cu asta. Am moștenit acest sistem. Pe mine chiar m-a impresionat într-un mod nu tocmai plăcut în momentul în care am venit în această funcție și am văzut numărul mare de sesizări pe diverse spețe legate de învățământ care vin zilnic și le înregistrăm și la care trebuie să dăm răspuns, la care și care necesită un volum mare de muncă. Și în general oamenii ce sesizează sau ce reclamă? Ce nemulțumire? Nu pot să le categorisesc așa doar în câteva categorii, dar sunt legate, plecând de la părinți. Deja părinții au ajuns acum să-și dea cu părerea și să chiar să solicită de multe ori schimbarea cadrelor didactice de la clasă. Nu e mulțumit de un învățător sau de educatoare sau de un profesor, eu știu de ce disciplină. Deja fac evaluări la adresa cadrelor didactice. Un profesor e bun, celălalt e rău. Sunt aspecte la care trebuie să dăm răspuns și să dăm curs, chiar dacă pe unele le considerăm neîndreptățite din stat. Mai sunt și probleme legate de mișcarea personalului didactic din învățământ, cei care se transferă, care ocupă diverse posturi. Mă bucur că volumul mare pe care l-am găsit încet, încet a scăzut și sperăm noi, odată cu debutul noului an școlar, să scăpăm sau cel puțin să reducem la minim numărul nemulțumirilor care inerent au loc în orice sistem. Ce voiam să vă întreb, am aflat astăzi de la reprezentanții instituției dumneavoastră în jur de 47.000 de școlari, da, și preșcolari. 47.357, mai exact, m-a întrebat mulți, un coleg, da, de-al dumneavoastră, și nu reținusem cifra, pentru că eu consider că altele sunt prioritățile noastre decât să comunicăm niște cifre pentru seci. Pentru noi contează și asta. Da. Sunt vreo 432 de unități de învățământ. Asta de știu, fapt, sunt 121 de unități de învățământ, cele dar cu persoane care publică, au mai multe structuri. Da. Mai multe... Și
avem și 4600 de dascăli, educatori, da, învățători, profesori, nu știu dacă este mult sau puțin raportat la numărul elevilor de 47.000. Deci să vă întreb, nu știu dacă aveți datele acestea, cam cât dintre aceștia sunt titulari și câți sunt suplinitori? Sincer, nu cunosc situația, așa cum vă spuneam, în detaliu, dar mă bucur că sunt din ce în ce mai mulți titulari. Faptul că foarte mulți promovează și s-a văzut exemplu din această vară, în primul rând, numărul de participanți la examenul de titularizare a fost aproape dublu față de cel de anul trecut, motivați fiind și de creșterile salariale din învățământ. Sunt din ce în ce mai mulți tineri, în special absolvenți de facultăți, care își doresc să intre în învățământ pentru că nivelul de salarizare, chiar și la un profesor debutant, este unul situat la aproximativ 1000 de euro, ceea ce, comparativ și cu economia din România, dar și cu alte state. La un debutant, dar titular. Diferența la salarizare, să știți că nu este nesemnificativă, este identică la suplinitor cu titular. Contează foarte mult dacă ești debutant sau dacă ți-ai obținut definitivarea și acolo este o diferență foarte mică din punct de vedere al veniturilor salariale. Veniturile cresc odată cu obținerea gradelor didactice 2 și 1, mai apoi cu acordarea, eu știu, eventualului spor de dirigenție de 10%, poți să fii profesor diriginte doar dacă ți-ai obținut definitivarea în învățământ. Mai apoi există și, când vorbim de salarizarea pe criterii de performanță, noi avem asta în România, cel puțin de când sunt eu în sistem, mi-aduc aminte la salariul de merit, acum îi zice gradația de merit, care se acordă unui procent de 16% din personalul didactic și care este de 25% spor la salariul de bază pe o perioadă de 5 ani. Adică cei care își desfășoară o activitate prodigioasă și care au rezultate nu rămân neremunerați, nerecompensați în sistemul de învățământ. Și e îmbucurător să văd chiar la concursul de anul acesta pentru acordarea gradației de merit am avut un număr, dacă nu mă înșel, cel puțin dublu față de participanți, de cei care s-au înscris pentru obținerea acestui spor, față de numărul de locuri pe care l-am avut disponibil la nivelul județului Gorj. Eu v-am întrebat lucrul acesta pentru că am aflat săptămâna trecută, cred, că încă avem dascăli titulari, care nu sunt titulari, suplinitori, la anumite instituții de învățământ care sunt cotate foarte bine, adică la unitățile de învățământ care scot olimpici, au rezultate bune la examenele acestea naționale și bacalaureat și pe acolo au mai rămas profesori care nu sunt titulari. De ce? Termenul acesta de suplinitor, de profesor suplinitor, este adesea folosit în modul peiorativ. Să știți că sunt foarte mulți profesori suplinitori încadrați și au fost încadrați, sunt încadrați și în acest an școlar, care poate au obținut media 10 la titularizare. Faptul că ei nu se pot titulariza pentru că nu există un post titularizabil în nicio unitate de învățământ din județul Gorj sau din alt județ, că noutatea este că ei se pot înscrie în două județe începând din acest an la examenul de titularizare, adică pot să ocupe în baza notei obținute într-un județ și în alt județ la alegere un post pentru titularizare. Și avem exemple de discipline la care efectiv nu sunt ore nici măcar pentru suplinire, adică ele nu sunt vacante nici, sau nici măcar rezervate pe o perioadă determinată de un an, ca să nu mai vorbim, pentru a ocupa un post titularizabil acesta trebuie să fie V-am întrebat viabil. Lucrul acesta pentru că știu și asta este, să știți, o problemă, da, chiar dacă nu recunosc părinții, dar este o problemă, faptul că trebuie să-ți dai copilul la pregătire și de cele mai multe ori părinții dau vina pe profesorul de la clasă. Dacă nu înțelege copilul sau dacă nu asimilează, este normal o problemă de predare. E costisitor să îți duci copilul la pregătire,
Pentru că tarifele sunt destul de mari. Și de asta vă întrebam, de ce încă sunt suplinitori? Și eu mă refer strict la cazurile acelor persoane care nu au dat niciodată titularizarea. Înțeleg că sunt, pentru că și eu am avut prieteni care au dat titularizarea, au obținut notă aproape de 10, dar nu au avut post, într-adevăr, cum spuneați. Până la urmă au reușit într-un alt județ, dar nu în Gorj, pentru că nu erau. Ei, ei da, da, au trecut printr-un examen de titularizare. Mă refer la cei care evită mereu titularizarea și știu că sunt acceptați aici și acolo și mereu li se păstrează locul aici călduț. Trebuie să vă contrazic, pentru că nu există posibilitatea de a fi profesor suplinitor decât în urma participării la examenul de titularizare. Inspectoratul Școlar Județean nu emite decizie de repartizare a unui participant la titularizare care a obținut minim media 5 pentru a putea suplini, sau minim media 7 la examenul scris pentru a putea să se titularizeze, decât participanților la concurs. Fie că vorbim de anul școlar în curs sau dacă au participat la examene anterior pentru suplinire 3 ani sau pentru titularizare pentru 6 ani în urmă. Dar nu pentru titularizare. Dar da. Încă o dată, noi nu vorbim de oarecum calitatea profesorilor, că sunt și profesori titulari, poate care, eu știu, au susținut un examen de titularizare acum 35 de ani sau acum 27, când au prins niște grile, când se intra mult mai ușor. Eu vă spun că nivelul de dificultate al subiectelor de la titularizare și examenul de definitivare este unul destul de ridicat, iar pe mine mă bucură faptul... Da, bănuiesc că este raportat la nivelul de complexitate al materiilor. Discutam chiar săptămâna trecută la Consfăturile Naționale cu Inspectorii Școlari General, pe care am avut-o împreună cu doamna ministru și cu reprezentanți din minister, chiar de la CNPE, de la cei care elaborează subiectele, și să știți că s-a observat și toți colegii au sesizat graduri diferite de dificultate la diferite discipline. Adică, eu știu, la matematică sau la română, gradul de complexitate și de dificultate al subiectelor de la titularizare a fost net superior, eu știu, celor de la educație fizică și sport. Bine, nu știu dacă se poate compara, că așa știți cum este. Și elevii se plâng. Ați văzut că am avut un primarul capitalei, Nicu Jordan, fost olimpic internațional la matematică, a rezolvat o problemă de clasa a patra și a recunoscut că e nivelul dificilă, de dificultate nivelul e foarte este ridicat. Foarte ridicat, exact. Acum, știți cum e, atunci când facem evaluarea, indiferent că vorbim la titularizare sau la clasă, trebuie să avem item cu niveluri de dificultate diferite și cu complexități diferite, plecând de la nivelul minimal până la cel maximal, astfel încât să ne asigurăm că putem evalua corect din fiecare plajă, din fiecare areal de note, de la 0 la 10, ca să putem să diferențiem elevii. Și firește că pentru media 10, pentru nota 10, există subiecte la toate disciplinele studiate de dificultăți ridicate. Uitați-vă numai la examenele naționale de bacalaureat și evaluare națională, comparativ cu anul trecut, când s-au înregistrat 400 și ceva de medii de 10, acum au fost doar 74 la gimnaziu și 59 la bacalaureat, dacă nu mă înșel, la nivel național. Deci asta arată să clar... scădem atunci complexitatea materiilor, pentru că spun lucrul acesta și cei care români care sunt stabiliți în afară și au copii acolo, sau care își aduc de acolo copii înapoi. Că nivelul din România și este, da, ștacheta e mult mai ridicată. Da, este foarte... Eu zic că ridicat. e bine că a rămas ștacheta suficient de ridicată, și asta ne deosebește de alte sisteme de învățământ. Sunt foarte mulți păi care... Da, dar la ce ne ajută? Că vedem... Eu zic că ne ajută, pentru că acum, dacă e să... Încă o dată, geniile noastre pleacă în afară. Ne uităm că au luat în județul Gorj 70% examenul de bacalaureat. Dacă e să ne uităm la cei 30% pe care nu l-au luat, atunci pe ei clar nu-i ajută că am ridicat ștacheta, dar cei care au promovat cu siguranță sunt pregătiți să meargă mai departe în formarea lor profesională. Eu sunt cu totul de acord că nu trebuie să mergem doar pe examene naționale, ci să mergem și pe cele de certificare a competențelor, adică să avem inclusiv în învățământul tehnologic, să putem să le acordăm exact, certificate de calificare în diverse domenii și diverse specializări, astfel încât să avem cât mai mulți pregătiți. Iată că prin noua
organizare din sistemul preuniversitar cu acele licee tehnologice, cu calificări și cu niveluri de 3 ani, fostele școli profesionale, de 4 liceu tehnologic, respectiv școli poziciale, eu cred că se va redresa oarecum și acest sector de învățământ tehnic și de servicii, de filieră tehnologică din România, astfel încât să avem, să dăm posibilitatea și celor care sunt mai puțin pregătiți la învățătură și care poate, eu știu, la finalul gimnaziului nu obțin media 5, să se orienteze exact către ceea ce au, către domeniul în care au competența maximală și la care se pricep cel mai bine. Dar anul acesta, pentru că aveți niște rezultate, ați văzut că tind să vină mai mulți către aceste licee tehnologice sau încă există acea reticență? Pentru că toți părinții vor să-și facă, nu știu, copiii absolvenți de facultate, deși nu toți reușesc să se integreze, să obțină un job și să performeze în acel domeniu în care fac o facultate. Că na, acum facultățile, din prin planul... facultate treci, că se mai trece și cu bani, adică acolo unde există studiile cu taxă. Numai că nu poți să faci întâi facultate și apoi liceu. Ideea este că, din punct de vedere al învățământului profesional, doar 4 clase nu s-au realizat la nivelul județului. Acest lucru se întâmplă de multă vreme, așa cum spunea dumneavoastră, atractivitatea, în special în rândul părinților, pentru că ei sunt în principal, în proporție de 90%, cei care influențează parcursul educațional al propriului copil. Oricât am încercat noi și am văzut acum chiar în noul statut al elevului, elevul beneficiază, zice, poate beneficia, dar asta trebuie să și vrea, de consilierea profesională, de consilierea și orientarea școlară asigurată de unitatea de învățământ cu privire la parcursul educațional și la orientarea pe ce filieră să meargă, în special e vorba de învățământul liceal, pentru că la gimnaziu e clar, nu au altă opțiune decât să urmeze ciclu primar, mă rog, preșcolar, primar și gimnazial. Eu sper să înțeleagă că nu este niciun fel de diferență și de aceea e bine că s-a eliminat această sintagmă, la fel cum discutam și cu uniformele, știți, e mult până putem percepe altfel o noțiune sau alta, și faptul că școala profesională a rămas oarecum așa în memoria colectivă a tuturor, că acolo se duc elevii mai slab pregătiți și atunci automat părinții nu doresc să-și ducă copiii la învățământul profesional și tehnic, uzând de această sintagmă. Iată că acum, fiind tot învățământ liceal, doar că are durata de 3 ani de zile, dându-i posibilitatea absolventului după cei 3 ani de zile să își finalizeze ciclul liceal în întregime, prin parcurgerea a încă 2 ani de zile, practic va face 5 ani în loc de 4, dar are posibilitatea să finalizeze studiile liceale inclusiv la învățământ seral sau fără frecvență. Să aibă o diplomă și să aibă și o meserie. După 3 ani de zile, asta înseamnă la 17 ani, se poate angaja. Poate să meargă mai departe și cu studiile, așa cum spuneam, în paralel, nefiind obligatoriu să meargă la cursurile liceale de zi, putând, așa cum spuneam, să meargă la fără frecvență sau la învățământ serial. Deci eu zic că condițiile, în grosso modo, sunt îndeplinite de sistemul de învățământ. Mai urmează ca și părinții, așa cum și-au schimbat percepția vis-a-vis de uniformele școlare, să realizeze că șansele sunt mult mai mari pe care le pot da propriului copil, care nu este încă o dată foarte bun la învățătură din punct de vedere teoretic, și atunci îi acordă o șansă mult mai mare de a învăța o meserie, de a se califica într-un anumit domeniu, de a putea să lucreze și să câștige în paralel, finalizând mai apoi și învățământul liceal, fie că vorbim la zi, seral sau fără frecvență, și bineînțeles să-și facă o facultate după aceea, fiindcă spuneați dumneavoastră. Aici a fost tot timpul un diferend între învățământul superior și învățământul preuniversitar, fiindcă atunci când s-a dorit, și am mai discutat și în emisiunea trecută, când s-a dorit punerea unei limite de accede în învățământul liceal, adică minim media 5, universitățile au înțeles că nu vor mai avea absolvenți de liceu cu bacalaureat și
implicit cifra lor de școlarizare va scădea. Și cred că de aici acel ordin a fost abrogat, nu și-a produs niciodată efectele. Eram director de liceu tehnologic și ca și colegii mei de la alte licee tehnice ne doream să se întâmple asta, pentru că practic atunci s-ar fi umplut clasele, planul de școlarizare s-ar fi realizat în totalitate și poate chiar suplimentat la învățământ profesional. Știu că de la an la an sunt mai puțini elevi, pentru că sunt mai puțini copii care se nasc în România. Da. Sunt școli. Dar să știți că m-am uitat și eu pe statistici, scăderile care ne înregistram acum 10-15 ani, vizibile de la un an la altul de sute de elevi, acum sunt aproape nesemnificative. M-am uitat comparativ cu, să zic, clasa 5-a cu clasa 9-a, sunt scăderi de câteva sute, ceea ce înseamnă că de la un an la altul scădem, să zic, cu 100 de elevi ca cifră de școlarizare pe întreg județul. Deci nu sunt scăderi procentual vorbind foarte mari. Și este îmbucurător faptul, așa cum încercam să amintesc mai devreme, cu nivelul de cunoștințe al elevilor care studiază în alte țări din Uniunea Europeană și nu numai, să știți că sunt destul de mulți care vin să-și echivaleze studiile, români plecați cu copii în străinătate, care se întorc în țară și își reînscriu proprii copii în sistemul nostru de învățământ. Este îmbucurător dacă până acum 10-15 ani eliberam pe bandă rulantă avize pentru transferul elevilor în străinătate, iată că încet, încet încep să se întoarcă, iar ca să nu mai vorbim de exodul, care practic a stagnat și nu mai există. Deci eu cel puțin n-am mai auzit de elevi să-și ia transferul în străinătate cu părinții, cu plecarea părinților, ceea ce este îmbucurător. România a devenit atractivă din toate punctele de vedere, iată, inclusiv economic și educațional. Păi nu, acum se nasc acolo bebelușii românilor care pleacă. Spuneți-mi dacă în acest an s-a redus numărul unităților de învățământ, pentru că știu, sunt școli care se închid tocmai pentru că sunt sau rămân puțini elevi și ele se comasează ca să nu fie cheltuielile mari. Știm, autoritățile locale au și ele problemele lor financiare. Este aceasta o problemă, să întreții o școală? Și dacă sunt mai puțini elevi, acum sunt la dispoziție acele mijloace de transport în afara țării, în alte state elevii sunt luați cu microbuze până la școală și aduși înapoi. La noi a început să nu mai fie văzut așa, pentru că acum ceva vreme erau reticenți, părinții erau reticenți, voiau să își ducă neapărat în sat, la școala din sat copiii, chiar dacă erau 5 elevi într-o clasă. Exact. Acum noi suntem nevoiți să asigurăm până la urmă egalitate de șanse tuturor și sunt anumite cazuri, eu știu, punctuale, din fericire în județul Gorj nu sunt, acolo unde sunt sate izolate și unde nu se poate ajunge foarte ușor sau unde deplasarea nu e facilă și nu există posibilitatea introducerii unui mijloc de transport elevi. Din fericire, așa cum spunea și dumneavoastră, în județul Gorj și la nivel național s-a implementat transportul gratuit al elevilor până la clasa 8-a. Era o problematic pentru elevii de gimnaziu. Mă rog, atunci nu era învățământ obligatoriu, a fost până între a 10-a, apoi între a 12-a. Acum ne bucurăm de o facilitate de câțiva ani de zile pe care a introdus-o statul român, prin aceea că elevii nu mai sunt nevoiți să-și facă abonament, vorbim de cei din învățământul liceal, și apoi să deconteze. Era un proces destul de greoi, foarte mulți neavând nici măcar banii pentru a-și plăti abonamentul în avans. Acum pur și simplu ei beneficiază de gratuitate și elevii din învățământul preuniversitar liceal, ceea ce, să știți, că a dus la scăderea abandonului școlar. Erau foarte mulți absolvenți de clasa 8-a care nu își permiteau să meargă dacă în clasa 8-a făceau totuși în comună sau în localitatea de domiciliu și mergeau cu microbuzele școlare 2-3 km pentru ei să participe, eu știu, la o instituție de învățământ liceal aflată la 20-30 de km, nefiind tocmai la îndemână și neavând
resursele financiare necesare. Acum este mult mai ușor pentru că nu plătesc nimic și iată, participă și ei și sunt integrați în sistemul de învățământ de stat. Deci este... Vara aceasta știu că s-au și adus niște microbuze noi din acelea electrice grijă printr-un program din acesta. Și am de fiecare dată am salutat. Prin PNRR, cred. Am salutat inițiativa domnului președinte și înțeleg că sunt câteva... se derulează, da, au fost 26, dacă nu mă înșel, de microbuze aduse în două tranșe electrice și înțeleg că intenționează sau Consiliul Județean a aplicat pentru un nou proiect la fondul de mediu, dacă nu mă înșel, și urmează să mai primească și alte localități microbuze pentru, acestea sunt destinate transportului elevilor, cum vă spuneam, de ciclu gimnazial. Pentru că, într-adevăr, parcul auto, vechile microbuze, primele microbuze prin care au venit, au deja peste 10-15 ani de funcționare și întreținerea lor, cred că costă primăriile mai mult decât s-ar achiziționa unele noi. Eu înțeleg că este în dezbatere și la nivelul Ministerului Educației un astfel de program gândit pentru înnoirea parcului auto, să vedem și dacă și din punct de vedere bugetar este sustenabil. Însă, cum vă spuneam, eu personal și am peste 20 de ani de activitate în învățământ, nu am trăit o perioadă atât de intensă la nivelul învățământului din partea autorităților, fie că vorbim locale, județene sau centrale, cu privire la investițiile și la măsurile care s-au luat în învățământ și stimulative, că vorbim de acordarea unui număr record de burse școlare, metodologia pentru acest an școlar, pentru noul an școlar, prevede clar acele burse de reziliență, nu li se mai zice de merit, pentru că a stârnit din nou controverse vis-a-vis de media și se acordă numai peste media 7, unui număr minim de maxim de 30% din elevii fiecărei clase. Asta înseamnă că dă posibilitatea inclusiv unităților de învățământ unde nivelul de învățătură al elevilor nu este unul tocmai ridicat, dar pot și ei să ia această bursă și să aibă concurență între ei, pentru că nivelurile clasei sunt similare. Și cuantumul bursei nu este tocmai de neglijat. Sunt pentru mulți elevi, poate sunt banii care îi ajută să participe în continuare la cursuri, să-și achiziționeze diverse materiale didactice, sunt bursele de merit. Sunt facilități acordate în ceea ce privește masa caldă, acum programul Masă Sănătoasă. Iată, în județul Gorj chiar discutam cu colegii mei de la inspectorat, pe lângă cele 5 localități care au beneficiat inițial de masă caldă, acum sunt 24 de unități de învățământ, în peste 20 sau în 21 s-au semnat deja contractele și urmează ca începând de astăzi, practic, elevii să beneficieze de o masă sănătoasă, ceea ce iarăși este un stimul în special pentru cei din comunități, eu știu, rurale sau care sunt, iată, sprijiniți și cu această formă până la urmă, masa fiind subvenționată în totalitate de la bugetul de stat. Să știți că eu n-am văzut multe sisteme de învățământ, cred că în Polonia am mai văzut tot pe un program pe fonduri europene, un astfel de caz în care elevii să nu plătească absolut nimic pentru servirea mesei zilnic la școală. Ne dorim și în general e de dorit să avem un abandon școlar cât mai mic, să avem rezultate la învățătură cât mai bune. Iată, prin noul plan național de combatere a violenței ne dorim de asemenea să scădem numărul acestor cazuri și incidente care au loc atât în școală cât și în proximitatea ei. Și sperăm ca în toate aceste acțiuni, pentru că fiecare, așa cum spuneam, fiecare dintre noi suntem mânați de intenții bune și ne dorim tot ce e mai bun pentru elevii noștri, că ei sunt beneficiarii sistemului de învățământ, să dea Dumnezeu să se și întâmple și să ne atingem aceste targeturi. Am văzut că de anul acesta s-a
reglementat cum este și cu utilizarea telefonului de către elevi la școală, pentru că a fost într-adevăr o problemă aceasta cu utilizarea mijloacelor pe care părinții le dau copiilor și da, să știți că nu de anul acesta, dar acum am văzut că este și în RUFUIP. Da. Era și înainte prevederea că telefoanele mobile sunt interzise în timpul orei de curs, cu excepția cazurilor când sunt folosite ca și material didactic, pentru că, să știți, ele pot fi folosite, exact cum spuneam, în mod stimulativ. Sunt foarte multe aplicații educaționale ce pot fi instalate cu ușurință de către și cei mici și cei mari și folosite la diverse discipline de studiu pentru a-i angrena și pentru a face ca ora de curs să fie mult mai interactivă și mult mai atractivă. Pentru că elevii, să știți, asta reclamă. De multe ori, metodele, nu învechite, să le spunem, metodele clasice cele de predare, acelea cu creta sau cu markerul pe tablă, nu prea le mai stârnește interesul și atunci noi, cadre didactice, trebuie să găsim altfel de metode. Suntem ajutați, iată, și de mijloacele de învățământ moderne, cele cu care se dotează fiecare instituție de învățământ și inclusiv smartphone-ul poate fi un astfel de device ce poate fi folosit în interesul creșterii interactivității și atractivității orei. Dar așa cum era prevăzut și înainte că este interzis pe perioada orei de curs, noutatea reglementată de nou RUFUIP prevede că școlile, atenție, doar la nivel de școală, prin propriul regulament de organizare internă, pot decide ca ele să fie interzise pe tot parcursul programului zilnic. Adică elevul să vină la școală să predea telefonul și să-l ia atunci când pleacă acasă. Acum, firește, dezbaterea va fi la nivelul fiecărui consiliu de administrație al școlii și ei vor lua decizia care o consideră mai adecvată specificului fiecărei instituții de învățământ. Fiindcă, de multe ori, așa cum spuneam, ele sunt utile în cadrul orelor sau de multe ori elevii trebuie să ia legătura neapărat, cu părinții în pauze. Această prevedere de a lăsa posibilitatea școlilor să interzică pe parcursul orelor de curs în integralitate, într-o zi, interzicerea telefoanelor mobile, vine tocmai ca urmare a faptului, știți că ei trebuie să-și depoziteze la începutul orelor în anumite cutii telefoanele, apoi să le ia, se mai întâmplă tot. Poate o să adaptăm băncuțele, știți cum este spațiul pentru ghiozdan, facem și un spațiu pentru depozitat device-ul. Dar, încă o dată, astea, telefonul, știți cum sunt, tabletica sau ce mai are copilul la el, eu recunosc că sunt speculate și de colegi de noastre din presă, cum am văzut imediat cum a fost publicat RUFUIP în august cu acea cameră de detenție. Nu e niciunde stipulat nici măcar termenul de detenție, nici măcar cameră. Nu e obligatoriu să fie o cameră, poate să fie un spațiu, în exteriorul școlii sau poate să fie chiar cabinetul directorului. Chiar discutam astăzi cu un coleg. Adică pentru pedepsirea elevilor Nu e neapărat o pedeapsă. E de multe ori, deci noi am sesizat asta încă de la tranziția, de la învățământul, dinainte de anii 90 și la învățământul modern pe care noi credem și unii dintre noi suntem chiar convinși că îl avem astăzi în România. Înainte, dacă vă aduceți aminte, când un elev deranja clasa și ora și nu se putea concentra ceilalți pentru că, distrăgea atenția aia colegilor sau făcea tot felul de năzbâtii prin clasă, era pur și simplu dat afară de la clasă și îi se consemna și absență în catalog. A venit mai întâi precizarea că nu se mai consemnează o astfel de absență atunci când elevul este eliminat de la ora de curs și firește că apărea întrebarea, unde se duce acel elev? Că înainte stăteau pe holuri, așteptau să termine ora și să meargă la alt profesor. Iată că acum este reglementat faptul că elevul, în eventualitatea în care deranjează ora și profesorul de la clasă este singurul în măsură să decidă dacă îl elimină sau nu de la oră, să aibă unde să meargă acel elev sub supravegherea unui alt cadru didactic sau didactic auxiliar. Profesorul de serviciu, bănuiesc. Sau profesorul de serviciu, bibliotecarul, chiar și directorul. Când discutam posibilitatea chiar să meargă în cabinetul directorului și cu ocazia asta să aibă, sau eventual în cabinetul consilierului școlar și să aibă parte și de de socializare. O terapie din punctul ăsta de vedere, de liniștire. Dar încă o dată sunt speculații. Și până la urmă ce se întâmplă? Unde? Dacă este scos din clasă, unde? A rămas, firește, fiecare școală, așa cum spuneam,
se spune și în regulament, poate să ia o astfel de măsură sau poate să instituie un anumit areal în care să fie supravegheați, așa cum spune, atât video cât și audio copiii pe perioada până la finalizarea orei de curs, pentru că apoi el revine, nu e eliminat pe o zi întreagă. Noi știți cum e, suntem obișnuiți mereu să ne lamentăm la orice schimbare. Uitați-vă în sistemul american acolo, nu doar că sunt eliminați de la o zi, sunt pedepsiți intens și aspru, sunt chiar puși în, cum să vă spun, la a presta diverse activități da. În folosul școlii și de curățenie, nu se mai de exemplu, nu se mai care la noi ar fi înjositoare, adică ar umili copilul și nu avem voie conform drepturilor. Păi și asta cu detenția, acum înțeleg de dar ce. Dar nu există, v-am spus, dacă citiți în regulament. Mi se pare un termen tabu pentru că detenția este stabilită, în primul rând este o măsură care limitează libertatea omului și ea este stabilită doar de o instanță de judecată. Da, așa cum vă spuneam, nu există termen de detenție, dar într-adevăr, elevul va trebui să finalizeze, eu știu, dacă la jumătatea orei de curs, profesorul, încă o dată, singurul care poate decide în a lua o astfel de măsură stipulată în Eurofui, îl dă afară de la ora de curs deranjeze. Și îl trimite în supravegherea unui alt cadru didactic, așa cum spuneam, fie nu și auxiliar. Nu poate pleca din unitate. Este supravegheat și normal că e obligat să stea acolo, că nu putem face fiecare ce vrea. Acum, poate de multe ori și noi, și colegii mei, avem motivele noastre să părăsim ora de curs, dar nu facem și asta. Și este și dreptul celorlalți elevi de să beneficieze de cunoștințele cele sunt transmise de către profesor. Pentru că nu mai avem foarte mult timp, îmi spun colegii, ne-am apropiat de final. Spuneți-mi dacă în acest an școlar sunt ceva modificări radicale în planul de învățământ, în structură. Știu că sunt aceleași 5 module. Adică anul este împărțit în 5. Da, o singură modificare față de anul trecut este aceea că media la purtă există la finalul fiecărui modul din cele 5 obligativitatea ca elevul să aibă o notă la purtare, iar la finalul anului școlar să se facă media celor 5 note la purtare. Această prevedere vine oarecum în întâmpinarea transferurilor elevilor care, știți, că nemai fiind medii semestriale, neavând medie la purtare, de multe ori nu puteau să își facă transferul de la unitate de învățământ la alta. În rest, ați văzut, structura noului an școlar este oarecum devansată, de asta am început astăzi, pentru ca să se finalizeze cursurile cât mai devreme, iar examenele naționale, o premieră, se vor organiza mult mai devreme, la începutul lunii iunie, pentru a preîntâmpina eventualele probleme pe care le-am avut și în acest an cu canicula. Probele de competențe la bacalaureat se vor susține în sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, în perioada aceea de vacanță de iarnă sau de școală altfel, respectiv școală verde, pentru a ușura oarecum finalul elevilor de sfârșit de ciclu, fie că vorbim gimnazial la evaluare națională, fie că vorbim de cei de liceu la bacalaureat, astfel încât, încă o dată, ei să finalizeze inclusiv examenul de bacalaureat și evaluare națională în luna iunie, nemai ducându-se în luna iulie și special pentru cei de la bacalaureat ministerul a gândit acest calendar, astfel încât să-și obțină diploma sau adeverința de absolvire a bacalaureatului până la perioada de finalizare a înscrierilor la facultăți. De multe ori am avut, diferent de, din punctul de vedere al calendarelor universităților, care au autonomie, fiecare universitate are o anumită perioadă și finalizarea examenului de bacalaureat. Spuneți-mi dacă o să se pună mai mult accent pe acea pregătire în școli. Știu că școlile pot să facă și fac unele dintre unitățile de învățământ. Sunt profesori care se înscriu în programul acesta de pregătire, adică după ore, după cursuri, fac pregătire cu elevii, nu neapărat cu elevii de la clasă.
sau Ba da, cum pregătirea se... profesorii cadre dacei nu au Știu dreptul că să... se roteau la un moment dat. Firește, dacă sunt școli mari, unde sunt mai multe cadre didactice pe o anumită disciplină, și vorbim de regulă de disciplină de examen, pentru că aici se face pregătire gratuită în școli și suplimentară, legea prevede interzicerea de a face pregătire contra cost cu elevii de la clasă, dar pregătire gratuită de fiecare dată am făcut și colegii mei au făcut Și la când școală. se face pregătirea asta? Că știți, nu se îngrașă porcul în ajun, adică nu există un grafic atunci aprobat în pentru ultima pregătire suplimentară, lună. Nu doar pentru evaluare națională și bacalaureat, dar și pentru olimpiade școlare. De către fiecare școală, fiecare școală stabilește în funcție de schema orară, a cadrelor didactice, a școlii respective, dacă sunt în două schimburi, dacă sunt într-un schimb, de asemenea și de proveniența elevilor, pentru că sunt, de exemplu, elevi navetiști, cărora trebuie să le dai șansa să participe la aceste programe de pregătire suplimentară, nu să faci după ce pleacă de la școală că sunt navetiști. Și atunci trebuie găsit de comun acord. Eu mereu cât am fost director am organizat și Deci să știți că fiecare s-a școală văzut, trebuie să-și stabilească s-a programul văzut pentru acolo pregătirile astea. unde am insistat, în special pe anumite discipline de examen, s-a simțit de fiecare dată creșterea procentuală a probabilității. Acum mai rămâne de văzut și de fiecare dată am avut și noi problema asta cu participarea elevilor, pentru că aceste pregătiri suplimentare nu sunt obligatorii nici pentru elev, nici pentru profesor. Și de multe ori aveam situații în care Când nu profesorii veneau. reclamau că nu vin decât 4-5 elevi dintr-o clasă. Și Da, atunci dar probabil sunt elevii care eficiență. nu-și permit pregătire Și de regulă sunt contra cei cost conștiincioși, și... elevii care își Da, doresc să învețe exact. și să progreseze. Mai sunt, din păcate, și așa cum spuneam, mai puțin, tot mai puțin, și asta e îmbucurător, cei care sunt mai puțin interesați de școală. Să sperăm că vor fi tot mai mulți interesați de școală și că, într-adevăr, pregătirea asta o să se facă așa cum trebuie, să nu mai fie nevoit părintele, care oricum are o grămadă de alte cheltuieli, să plătească și pentru o pregătire suplimentară dincolo de școală, pentru că elevul trebuie să învețe la școală ceea ce este el nevoit să îl ducă să învețe în altă parte, pentru că altfel înseamnă că profesorul de la clasă nu prea își face, nu că nu își face Da, la datoria, noi dar e nu încetățenită dar nu procedura suficient. asta de meditații. Da, Și este... dinainte de 90 și acum, fiecare părinte, și eu apreciez mereu când văd implicarea, nu a tuturor părinților, din păcate, dar a marea majorități, implicarea în educația copiilor, pentru că fiecare dintre noi suntem datori să le oferim asta. Noi, practic, suntem primii educatori, noi ca părinți. Educația cu Da, cei dar 7 știți ani de cum este. acasă. Poți să faci pregătire cu copilul până la un anumit nivel, după care Da, dar asta voiam să zic, că te depășește dorința părinților și de multe ori este doar a material. părinților, nu și a elevilor. Știți că mulți dintre noi ne dorim ca fiecare părinte, ne dorim ca propriul nostru copil să fie Să cel mai fie bun, să bun, fie bun și la exact. română și la matematică. Nu se poate. Da. Și atunci trebuie să lași copilul și să, bineînțeles, să-i asiguri toate condițiile ca el să se dezvolte. Dar nu putem insista, știți cum e, pe un teren nefertil, degeaba încercăm să scoatem producție, că nu se poate. Ei, sunt metode care trebuie folosite și în școli, pentru că, știm, se obișnuiește asta, să se lucreze cu elevii de la o clasă pe anumite nivele. Nu mai avem timp, din păcate. Mulțumesc mult pentru prezență. Vă mai așteptăm aici la TV Sud. Sper să se fi lămurit și părinții. Elevii, cu siguranță, nu sunt interesați de chestiunile acestea tehnice. Pe ei interesează. De fapt, ei trebuie să se bucure acum că au început anul și au cunoscut colegii sau s-au reîntâlnit cu colegi. Dar atunci când vor mai fi modificări sau când apar chestiuni din acestea de interes public, cu siguranță o să vă mai abordăm. Mulțumesc încă o dată Voi pentru participa prezență. Oricând și eu mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine la aceeași oră. Numai bine!